Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Unde se lucrează foarte mult la ortopedie în Buzău, de exemplu, este activitate intensă de câtva timp. Ortopezii din Buzău, o grămadă de treabă. Aparent, în oraș a crescut subit numărul de fracturi, luxații și julituri diverse. Nu este deloc de râs, dar asta e situația. Se confirmă acolo, presa a remarcat. Pare să fie... Deci ce se întâmplă, domnule, în Buzău, de sunt întorse? Pare să fie efectul unei modernizări a bulevardului principal din oraș. Vezi cum e, vine de se leagă și ricoșează treaba. Totul e făcut pe fonduri europene, ceea ce e bine, modernizarea la asta mă refer. Partea nasolă e că lucrarea e făcută de niște meseriași care par mai puțin meseriași. Da. Mai ageami, cam așa. Adică ei nu prea știu cum se pun pavajele pietonale, din păcate. Și rezultatul e un trotuar cu multe capcane mici. Pentru că arta pavajului pietonal... Da. Entorse fields, fracturi fields, câmpuri de fracturi. Adică unele pavele sunt puțin mai ridicate decât celelalte, de pildă, în timp ce altele, dimpotrivă, sunt lăsate mai jos. Iar asta creează niște praguri numai bune să se împiedice trecătorii pe bulevard. Nu știi ce se întâmplă, adică ori calci în gol, ori dimpotrivă te împiedici în ceva care este mai sus, iar dacă scapi de aceste două capcane, vine a treia. Plăci de pavaj care se mișcă atunci când pășești pe ele. Deci Survivor de Buzău, nu știi ce se întâmplă. Capcane diferite. Da. Să nu te obișnuiești, să fii în permanență luat prin surprindere. Iată ce spune o doamnă victimă cu o problemă de asta ortopedică pentru adevărul. Citez. Acum 3 săptămâni am căzut, spune doamna, am venit în mâini, geanta a sărit cât colo, la fel și umbrela, m-am împiedicat de astea. Eu, zice, care eram fâșneață, mă uit acum foarte atentă. Toată lumea când merge pe aici, pe Unirii, se plânge de aceste trotuare. Buzoienii firește au început, evident, să se plângă, cum a remarcat și doamna, iar primăria, care e partea contractului de modernizare, are de rezolvat acum problema cu acest constructor. Reprezentanții primăriei Buzău, beneficiara proiectului, au fost asaltați și spun că au luat măsuri împotriva constructorului. Iată ce declară domnul primar Toma, din Buzău. Într-adevăr, spune dânsul, firma care a lucrat acolo pe partea de trotuare, deci pe partea economică, partea de trotuare cu dale, a lucrat prost pe anumite porțiuni. Am înlocuit inclusiv dirigintele de șantier. Inspectoratul în construcție a amendat firma și fostul diriginte. Acum avem altul, alt diriginte. Cât e amenda? 5.000 de lei au dat pentru firma, 500 de lei pentru dirigintele de șantier. Proiectul de modernizare este în valoare de 18,6 milioane de euro. Deci ai, băi, ai la dispoziție 18 milioane de euro, trebuie să angajezi o firmă care, băi, tu trebuie să pui pavele. Știi să pui pavele? Da. Hai, pune pavele. Nu prea știu, tot pun pavele. Și nu-mi dau seama, mă, ce-o fi așa misterios să pui pavele? Oriunde te duci spre vest, încolo, nu știu cum o fi în Rusia, că n-am mai fost de foarte mult timp, dar oriunde te duci într-o excursie în vest, centrul orașelor europene... este pavat. Nu prea mai există asfalt pe trotuare. Sunt pavaje peste tot. Păi și sunt drepte. Nu te împiedici pe stradă. La noi însă, în București, în centrul Bucureștiului, în Piața Unirii, la universitate, mă, nu că sunt strâmbe, sunt cu colțurile lăsate, ieșite în sus, se mișcă, lipsesc. Este ceva înfiorător. Cred că avem și un sol. Cum e posibil așa ceva? Avem și niște necazuri cu solul. Adică... în centrul vechi. Am fost acum, hai mă, du-te de aici, în centrul vechi, acum 2 săptămâni. Într-o duminică, a fost o zi de asta cu Calea Victoriei închisă, nu știu ce, și am ajuns în spatele hanului Manuc. Da. Și acolo toată zona aia a fost pavată în urmă cu câțiva ani cu cuburi de granit. Nu mai există, că nu sunt... lipsesc cuburi de granit, sunt strâmbe, se fură. Și Dumnezeului, nu, băi, dacă furi, fure acolo 100 de metri de pătrați și furi un cub de granit. Se face o statuetă, ceva. O statuetă din cub de granit. Nu înțeleg de ce este atât de complicat. Bulevardul Unirii, trotoarele, domnul Negoiță, primarul din sectorul 3, în urmă cu câțiva ani, a repavat trotoarele de pe Bulevardul Unirii. Și s-a gândit să fie frumos, a pus dânsul așa niște pavaje, nu știu din ce sunt, din granit, habar n-am, care cât de cât sunt, apele alea nimerit, sunt la orizontală, dar ele sunt marcate cu câte o plăcuță, cred că din faianță sau marmură lustruită. Și dacă plouă sau iarnă, e iarnă acolo puțin, alea sunt la fiecare pas, e ca la șotron. Trebuie să te uiți atent pe ce pătrățel calci. Dacă ai călcat pe chestia aia care este roșiatică așa, din granit lustruit,
aluneci, te n-ai treabă. Nu înțeleg de ce, care este misterul să faci un pavaj corect în România. Explicați-mi și mie. De ce nu se poate face? Că noi mereu am inovat. Ce am inovat? Și suntem și... Păi un pavaj drept. Cât de greu poate să fie să faci un pavaj drept? Mă, învață de la alții. Nu știi să construiești autostrăzi? Cheamă-i pe alții, mă, și dă-le bani să-ți facă alții autostrăzi. Nici asta nu putem. Mă, nu știi pavaje? Foarte bine. Adu-mă pe unii care știu să facă pavaje, care fac pavaje de sute de ani, poftim, în orașele europene. Adu-i pe aia, ia, mă, să vedem cum faceți. Și învățăm, mă, și noi. Nu putem să învățăm cum se fac pavajele astea. Trebuie să jupă oamenii picioarele, gâții. Meseria se fură, Vlad. Păi, bine, ok. Atât, altceva nu mai ai de zis. Zi ceva. E o simplă concluzie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.